Salut, dragilor, dragilor, bine ați venit la un nou test, Giurgia și Bratu. De data asta mergem cu Mercedes-Benz CLS 350 4MATIC facelift. Deși modificările aduse mașinii nu sunt esențiale, noi avem suficient de multe de spus despre ea, dar o vom face înăuntru, adică la căldură. Am coborât afară doar ca să vă spun că am adus mașina acolo unde a început totul pentru mine. Adică în poligonul de la fabrica de lapte, de la Buzău. Prima generație de CLS s-a născut prin 2005 și a fost în parte rezultatul unei politici Mercedes-Benz de a face câte o mașină pentru fiecare om de pe planetă. Deși chiar și înainte de CLS, o gamă întinsă de la A-Class la S-Class putea în principiu să acopere orice fel de nevoi, odată cu apariția acestei mașini cu patru uși în formă de cupe, a început o întreagă isterie la nivel global. Vedeți voi, CLS nu este doar motivul pentru care avem acum pe piață seria 6 coupe sau Volkswagen Passat CC sau Audi A7. Nu. CLS este și motivul pentru care acum avem clienți care cumpără X6 sau mai nou Mercedes-Benz GLE. Prin urmare, indiferent dacă ești în tabăra celor care îl iubesc sau, dimpotrivă, în tabăra celor care nu înghit conceptul, n-ai cum să nu-i recunoști locul sau importanța în lumea automobilului. Pur și simplu, mașina asta a fost nu doar începutul unui segment, ci începutul unui trend global. Acum, 10 ani mai târziu, când avem deja pe piață competiție serioasă pentru cupeul cu patru uși al lui Mercedes-Benz, am ajuns să analizăm această idee originală, pe care, mărturisesc, o iubesc, în locul unde a început totul pentru mine. Într-un parc, la Buzău. Iar aici, prietene, dacă ai fi copilărit la Buzău și ai fi făcut liceu aici, ca mine, ți-ai fi adus prietena să o mângâi. Îmi place foarte tare cum se simte suspensia mașinii este. Foarte tare. Mă simt... Este Mercedes în care eu mă simt cel mai bine. Senzația asta de mă simt cel mai bine vine, după cum am realizat în câteva sute de kilometri, nu doar de la combinația excelentă suspensie-cutie-motor, suficient de sportivă pentru mine, dar suficient de confortabilă pentru un Mercedes, ci și de la interior. Cumva, mi se pare că nivelul de finisare al interiorului este peste ceea ce găsești în mod normal la un Mercedes. Și senzația asta devine cu atât mai evidentă cu cât am citit că șeful de design a vrut ca această a doua generație să fie excelentă nu doar pe afară, ci și prin habitaclu. Aici, toate butoanele sunt perfect poziționate ergonomic. Materialele sunt fine și miros plăcut, iar designul te poartă cumva cu privirea spre ușile fără rame la geamuri. Nu prea comentezi. Ia. Dacă tot nu comentează mare lucru Bratu, să vă mai spun eu că la această generație ușile sunt din aluminiu pentru a reduce greutatea totală. Că direcția este acum un sistem electric pentru a reduce consumul, întrucât folosește energie doar on demand. Că transmisia 7G Tronic este în continuare leneșă la kickdown, dar problema se rezolvă odată ce treci în modul manual, și că motorul de 3 litri V6 și 252 de cai este prezent în orice plajă de turație. A, și mai trebuie să vă spun două lucruri.
Noua transmisie 9 G-Tronic cu 9 trepte este disponibilă doar pe varianta cu tracțiune spate, iar prețul de pornire pentru varianta 4MATIC condusă de noi, de 67.282 de euro cu TVA, înseamnă o rată lunară de 1.082 de euro cu TVA prin BCR Leasing.